Seară, prima misiune le-a făcut cunoștință cu mestecatul de Moma, un obicei al băștinașilor. Avea forță de anestezic. Doar dacă saliva avea nuanța care se impunea, judecătorul le dădea voie să plece către următoarea misiune, unde au aflat de o altă invenție a localnicilor. Bicicletele de lemn. The Flintstones! Yabarabadu! Traseul cursei coboară pe serpentine până la Dianara Viewpoint, aproximativ 5 km de coborâre abruptă pe bicicletele de lemn. În drum au decules 3 săculeți de culoarea echipei. Cursa nu poate continua decât tradițional Ifugao. Nu așa că o să cazi în cap. Folosește de frână sau frânează călcâiele. Bicicleta ta de lemn! Cine a inventat biciclete de lemn? Da, dar vezi că și-a fost șmecher, că făceau făcut treaba asta acum sute de ani sau mii de ani. Deci uite, dacă o stai așa pe ea, uite cum merge. Nu pot, că mi-e frică, mă, iubire, mă, dar ce nu înțelegi, da, că mi-e înțeleg, frică? Da, te înțeleg, doar și eu. Jur, deci chiar mi-a fost greu și mi-era și frică. Hai, my love! Nu pot! Bă, ești pe bicicletă, nu mă! Nu pot! De atâta pot eu, ce să fac? În cel mai rău caz, te oprești mașina din față. În cel mai rău caz, mor. Când consider că ceea ce fac eu e un pic periculos sau că mi se poate întâmpla ceva, mă gândesc la Alex în momentul ăla. Eu trebuie să... că sunt copii care se dau cu bicicleta aia. Și jup pantofii. Păi știu, copil aici. Hai, Ada! Tu te aștepți de la mine să fac o grămadă de chestii dar pe care nu le pot face, dar că nu pot care să le pot fac. Să le faci, dar nu e ceva ce nu, nu pot, pot să faci. Nu pot să fac asta! Hai, Adu, hai odată, că stăm după tine, haide, hai odată, ce naiba, hai că nu are nimic. Hai, mă, iubire, dar ce făceai, Ada? Tu nici măcar nu vrei să mergi cu unul la oră, te opreai? Mi se părea că mergeam foarte tare. Trebuie să cad să mă lovesc ca să fii tu mulțumit? Dar nu vreau să cad, dar vreau să mergi. Nu, tu ai o problemă, chestia asta cu cicălitul ăsta, de nu știu cum interpretezi tu cicălit, că nu are nicio treabă cu ce gândești tu. Păi nu pot, mai mult de atât, atâta pot eu. Mai pune picioarele, uite așa cum ți-am arătat eu, uite așa. Fai, te omor, băga-mi aș picioarele, te omor. Ceea ce nu-mi place mie să fie cineva taca, 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 taca. Dar nu taca, taca, mă, eu încerc să te încurajez. Hai, că și eu te iubesc. Și ăștia zic că eu să aia rea în cuplu, dar tu mă provoci. Eu încerc să o motivez, ea zice că pun presiune pe ea. Hai, uite, hai, încăpăt, încăpăt. Hai, uite, oprim aici, dacă avem un săculeț de luat. Hello. Okay. Red one, red one. Hi, red one. Okay. You have to be both here. Okay. Here. Okay. Come. Thank you for the succulents. Eu credeam că-s ceva ingrediente, ceva de pregătit, de mâncat. Nu, du-te, du-te de lângă mine. Du-te că tu intri în mine. Păi hai, du-te tu în față, că stai în nu, spate. Nu, că tu intri în Stai mult în spate, haide. Vrei să intri în Haide. Las că știu eu că vrei să intri în Uită-te după albastru. Vrei să mă mai uit după ceva? Da. Chiar, uite, mă, în loc să fie așa o plimbare, pur și simplu trebuie să fim cu ochii în toate părțile că avem de găsit săculeți. Nu va niciun pachetel. Nu. Haide, hai că poți. La un moment dat vedem că apare un domn din ăsta în poală cum umblă pe aici, care avea niște săculeți de fiecare culoare în parte și ne-a dat săculețul nostru, săculețul verde. Oh my God! Fii atent ce pantă! Cu picioarele pe jos, picioarele pe sus, picioarele îndoite, nu mai știam unde să mi le bag. Și mă uitam în spate, venea elegant din spate. Eu mă duc la curse și tu mergi. Haide, eu merg elegant. Cu viteza lui Irinel. Mă, cum face? De ce rămâne în urmă dacă merge așa de bine? Nota pentru impresia artistică e una dintre cele mai importante note. Și dacă noi nu o primim, cine să o primească? Mai ales din grupul ăsta. Dacă nu o primim noi, nu se acordă. Hai, hai, cu trăsimă! Iubire! Iubire, câini! Iubire, câini! Câini, iubire! Măcar așa poate mergi tu mai repede. Stai lângă mine! Hai, vine câinele, câinele, câinele! Hai, măcată! Câinele, Ada! Măcată, mă sperii! Stai lângă mine că vine câinele! Stai lângă mine! Dacă eu stăm pe loc, tu sigur din cauza fricii, ți-ai fi micșorat viteza iubire cât mai mult. În momentul în care eram în față, oarecum simțeam că te trag după mine. Câinele, câinele, câinele! Iubire, iubire, iubire! Da, da, iubire. Da. Mama, am speriat toată valea asta, s-au trezit tot oameni de aici. Pe cum era pe serpentinile alea când eram căcată pe mine? Îi zic, iubirea mea, știi? Stai că nu pot! Ne mai punem, nu știu, picioarele alea așa, uite! Nu pot,
Uite așa. Mă faci să mă simt prost și... Nu mai nervat că te uite așa, mor. Uite așa. Nu, frate, am burlat. Mai lasă să mai duc așa puțin. Uite aici, lasă-o duc aici, că e vale și drept după. Lasă-o păi duc e vale, puțin. Dar mă duc până în Cluj. Hai, lasă-o duc. Ușor, ține ghidonul la drept. Lasă-mă cum știu eu. Da, eu te iubesc oricum. Una dintre cele mai frumoase probe. Mi-a plăcut enorm. Nu știu dacă am avut, de când sunt la Asia Express, o asemenea senzație de libertate. Foarte drăguț, ca în poveștile de copii pe la țară. Dar, totuși, nu era o plimbare oarecare. Trebuia să ajungi cât de repede cât de poți. Repede poți? Asta o fi un semn, Maria? Săculeții noștri de trebuia să-i găsim. Noi am crezut că sunt prin tufișuri. Acolo, vezi dacă e ceva. Unde? Uite acolo deasupra. Ha. Strategii, chestii. Încolo. Ia, pe stânga apare ceva albastru. Oh, great! It's for us? Dăm de un băștinaș cu un săculeț în brațe. Taci să vezi că e simplă treaba. Și am putut să ne bucurăm de drumulețul nostru. Ești foarte bine. Mă dor craci, iubire. Păi te cred, acum mergi tu așa, numai că te dor. Eu simțeam că mi se rup craci. Și o să-mi zboare picioarele pe acolo. Tu vezi să nu mă lovești. Mama, da. Mi-ai stricat toată distracția. Eu nu mai puteam să pun frână la un dat. Stai pe loc și spuneai că mergeai tare. Cum stăteam pe loc? Nu mai pot, mă doare. Te efectiv te opreai și stai pe loc. Ha, nu mai pot, mă dor craci. Dore și cap. Mamă, iubire, mă. Nu hai. Pot, îmi ce ce vrei să faci? Să ne oprim aici? Să vin ușor. Păi vino, mai vino, că te oprești. Păi nu, că nu mai putem, mă durea picioare. Că-mi va piciorul, că nu mai pot. Că nu... Păi hai, mergi măcar ușor. Vai, te omor! Dragii mei, this is my... Hello, hello. I'm going to kill my she's husband. Crazy. She's crazy. Bine, mă, am fost varză la bicicletă. Ce vrei să fac? N-ai zis că... Nu m-am zis că ai fost varză. Aoleu, trec rațele! Sistemul ăla de frână nu funcționa. Te rugai să te oprești. Oricum, cu frâna apăsată sau neapăsată, depășește-i. Te-ai băgat fața mea. Iartă-mă. Hai, iubire, hai. Hai, iubire, hai, nu pot mai mult. Atâta pot eu. Ce vrei cum să fac? Vrei să-mi rup gâtul? Hello, guys. Hello. Ah, am iubit acest moment. L-am iubit. Ești simplu, l-am iubit. Ce ți-a picat față și rehar? Mi-a picat fața, că am plecat cu mult timp înaintea lor. Parcă ne-ar fi ucis cu privirea în momentul în care am trecut pe lângă ei cu bicicletele. Sacul 2, ia-l! Hello. Dă-mi-l mie! M-a șocat faptul că ne-au depășitat bagii și m-a deranjat oarecum că vreau să fiu în fața lor. Dar na, ce să faci? Dacă noi ne-a descurcat mai bine, ce să facem acum? Hai, pomodor crace. Aș fi vrut să fiu o furnicuță acolo mică pe ghidonul lor, să ascult conversația lor de mers agale, pentru că amândoi vâsleau cu picioarele. Ah, practic ce noroc pe noi că show-ul ăsta se filmează și că o să vedem toate chestiile astea la televizor. Haide! Nu pot, îmi... Dar încearcă să pui picioarele păi adus. Păi încerc, vrei să-mi rup gâtul, nu pot! Mă, ia! Nu pot, îmi... Ce, nu dar mergi, bă, cum mergi și gata, și ajunge! Nu mai pune presiune pe mine! Ce presiune am pus, ajunge! Și eu încerc să o motivez pe ea să meargă mai departe și am spune că îi fac rău. Tu mă faci să-mi depășesc limitele foarte tare, dar uneori simt și că nu mai pot. Și ce-ți pare rău că-ți depășești limitele? Nu-i vorba de asta, dar uneori simt că nu mai pot să fac față. Tu mă faci să o iau dar razna! Dar ce te-am făcut eu? Zic doar hai, că trebuie să mergem în față, că nu pot mai mult de atât. Nu zic stai pe loc! Dar ce vrea să zic? Stai pe loc! Nu mai țipa, te rog, haide! E, mă încurajez! Pui presiune pe mine și mă faci să îmi zici că-s proastă și că nu știu, dacă de nu pot! Ce vrei să fac că nu pot? O să te las în pace, să faci cum vrei tu și ce vrei tu. Acum te-ai enervat? Păi tu zici, acum tu zici că eu nu te ajut cu nimic și mai rog că te încurc și că te blochez. Mă duc în prima stâncă, să văd, ești fericit? Hai mă, dar ajungi la niște discuții care nu au niciun rost cu ce facem noi aici. Și aveam impresia că cumva îl dezamăgesc că nu pot să fac ceea ce vrea el să fac. A, tu chiar nu știi să mergi deloc pe bicicletă? Nu știu, când eram mică. De ce? Bicicletă, că n-am avut bicicletă. Bine, hai. Dă-mă ăsta de bicicletă. Hai ușor așa, hai ușor așa. Poate pentru niște oameni. Eu nimic ca toată să meargă pe Transfăgărășan cu bicicletă de lemn. Mila, că nu știu, mă fac să mă simt ca o proastă, dar nu știu. Pe bine, merge așa cum poți tu, na, hai. Cum poți tu? Mai pune picioarele așa, mai pune.
Hai, uite așa, ușor, mergem amândoi. Hai. Ce tare e! Ne bicicletă! Ah! Ce ai făcut? Mi-am trosnit spatele, rău. Hai mai repede, Maria! Hei! Ia! Hai, da. Saci! Thank you, bye!